acasă, în întreaga arenă, toată lumea poate urmări același meci. Începe așadar repriza a doua, Mark Davis deschide, are de recuperat un handicap major, 4-0, iată, avem confirmarea, conduce Bingham. Începe perfect meciul. Unde să revină Mark Davis? No. Are și încredere. Este și liniștit acum Stuart Bingham. Și văd că l-ai antrenat bine. Da, da, da. Openul Austriei. Da. Cât ți-a dat? Nu, cât l-am lăsat. Am umblat în special la partea... Ți-a făcut vreun break de peste 100? Nu. Nu? Am umblat în special la partea... psihologică, de încredere acolo. Arbitrul în arenă este chinezul Deng Yuewan. Mă rog. Pronunția aproximativă. Uite, vezi? Și asta discutasem. Să fie mai calm și mai atent pe lovituri când jocul îi merge. Da, văd că de-aia nici n-a reușit break-ul de peste 100 de puncte cu mine. S-a oprit la 86. 86? Da. A durat mult meciul cu el? 40 și ceva de minute, cu tot cu pregătirea. Stai un pic, am făcut și eu puncte în fiecare joc. Trebuia să-i aranjez bilele. Lăsând gluma la o parte, poate este una dintre ultimele șanse pentru Mark Davis. Hey. Să intre în carambol cu bila roșie, cea înrobiată de bila neagră, ar trebui să imprime contraefect bile albe. Da, a mers pe această variantă cu efect lateral drept, așa cum a executat el lovitura, nu a ieșit chiar atât de bine. Frey, foul. Foarte sportiv Mark Davis. A atins din greșeală bila roșie. A anunțat acest fault. Arbitrul nu observase, nu. Avea cum? Aici doar comportă dacă o discuție. Nu ar fi stat în spatele deci lui. Dacă Davis. El stătea corect, arbitrul nu avea cum să vadă acel fault, doar jucătorul putea să anunțe. A atins ușor această bilă, nu? Da, peste care executa lovitura și sincer, nici eu nu am observat ce bilă a atins. S-ar putea să avem o reluare. Ia. Ah, cu degetele, uite. Da, ai da, văzut? Da. Deci n-avea cum să vadă arbitrul. Superbă lovitura lui Stuart. Absolut superbă. Ei. Nine. Și acum va intra în pachet. Nu pare mulțumit. Nu știu dacă poate continua la buzunarul drept. Touch and ball.
Ai și touching ball. Nu știu dacă îl deranjează. Ba da, nu poate, nu poate juca. Ce bine. L-a deranjat bine de tot. Da. Foarte bine s-a montat la această lovitură, Mark Davis. Și dacă nu ar fi atins bila galbenă, ar de vis, oricum ar fi avut partea dreaptă a mesei blocată de bila albastră sau de bila roz. E în dificultate, Davis. Traseul de întoarcere al bilei albe ar fi pe lângă bila roz și e din stânga, cea mai apropiată de mantă. Să nu-i drâng carambol cu bila roșie. Excelent a jucat. Nu, nu pare să aibă loc. Pe lângă bila verde poate atinge bila roșie, dar nu are la dispoziție unghiul de buzunar. Dar ar putea executa o lovitură cu manta. Manta superioară și să atingă foarte fină bila roșie. Acolo ar fi o poziție de siguranță. Să vedem. Nu, uite, asta contează. S-ar putea ca această bilă să poată fi jucată la buzunarul drept. Oricum, există bila roșie din stânga, cea mai apropiată de bila albă. Da, dar întrebarea este... S-a văzut clar că nu avea loc de bila verde. A, are traiectoria liberă spre buzunarul stâng, acea bilă. Lângă bila neagră. Lângă bila neagră și apoi repoziționată bila neagră. Hai, Marc! Mi s-a părut că a trecut destul de aproape de bila neagră. Dacă ar fi lovit-o un puțin mai în plin, rata lovitura. Da, da. A jucat pentru bila roșie de lângă bila roz. Foarte bun controlul bilalbe. E foarte relaxat Stuart Bingham la acest scor, e și normal. Dar dacă Mark Davis va reuși să câștige primul său joc, poate și va mai reveni.
Are o poziție favorabilă și nu ar trebui să rateze această oportunitate. Bielele roșii nu sunt senzațional de bine poziționate, cele două perechi, când se anulează una pe cealaltă, e ok, acum poate continua, dar n-a vrut carambol cu Bilaros. Da. Mai bine de atât nu, dar nu se ieșit putea. Bine, exact. A deblocat Bilaros și are continuare. Poate continua chiar pe Bilaros. Deci dacă îl avantajează sau îi convine repoziționarea acesteia, nu, coboară la Bila Albastră, este mai sigur. Are de ales să intre în carambol cu o bilă roșie din partea dreapta bilăros sau să evite carambol să joace bila roșie din dreapta, cea mai apropiată de buzunar. Oh. Nu e bine. Da, a jucat pentru un carambol cu bila roșie de care vorbeam, dar bila albă a rămas lângă bila colorată. Va avea o poziție foarte incomodă de a executa lovitura, a blocat și bila neagră. Nici nu prea ajunge. Bila albă are nevoie de sprijin. Oh, de prelungitorul scurt de tac. Grea lovitura. Foarte bine, dar deocamdată nu s-a redresat. Unghiul pe care îl are, îi aruncă bila albă în bila roșie din stânga. A reușit să evite carambolul. Acum a intrat în control total. 33. Și poziționare perfectă la bila albastră. E foarte greu să întorci scorul de la 0-4, dar nu e imposibil. S-a mai văzut și cred că și la această ediție, Joe Perry de la 0-4-4-4 a pierdut în decisiv, a întors. Da. Și la cel mai bun din 9, nu cel mai bun din 11. 46. Primul break mai consistent pentru Mark Davis. 47. Dacă bila neagră va ajunge în buzunar, va fi 4-1. Da, e sigur 4-1. D2.
63. Rămâne snucăr la bila galben, oricum nu erau puncte suficiente pentru un break de peste 100 de puncte. Câștigă jocul și mai drege busuiocul Mark Davis. Sigur, la mai multe, să avem și noi un meci echilibrat. 4-1, pauză, revenim cu jocul 6. In a world of myths and gods. Glorious warriors and their allies advance into battle to expand their powerful empire and take command of Grepolis with their alliance. Choose your god and build your empire. Now free at grepolis.tv. Where pandas live. Real China. Chengdu. Revenim, dragi prieteni, Stuart Bingham, unul din cei doi semifinaliști, își dispută un loc în final, a avut și clasic de mâine. Conduce pe compatriotul său, Mark Davis, 4-1, după 5 jocuri, și are lovitura de deschidere a acestui joc, 6. Ia să vedem, a întors bilă roșie în jumătatea inferioară, deschidere complet ratată de Stuart. Îi lasă traiectoria liberă la acea bilă din jumătatea inferioară lui Mark Davis. One. Dacă vrea să spargă pachetul, are cel mai bun unghi. Ce se intre? Nu, a vrut să evite pachetul. Trebuia să intre în plin în bila roz. Six. Mai bine ar fi intrat în bila roz. Vreau să zic și eu. Mai bine ar fi optat pentru a sparge pachetul la fie ce-o fi. Așa. Mai are șanse. Să continue. Era departe și are noroc cu bila albastră, s-ar putea. Greu de spus, ar mai fi o altă bilă tot pentru buzunarul stâng, nu cea mai apropiată de buzunarul următoare. Și văd că se uită la unghiul de buzunar, Bingham. Da, atacă buzunarul. Avea suficient... spațiu. A atins marginea superioară a buzunarului, de aceea a ratat lovitura și lasă lui Mark Davis posibilitatea de a ataca aceeași bilă și la același buzunar, cea din stânga. Lovitură grea. La fel atacă și Mark Davis.
șocă la buzunar, dar trebuie să evite carambolul cu cealaltă bilă roșie de lângă mantă. Nu a făcut-o. Are șanse Mark Davis. Tăietura este fină. Controlul mai redus pe bila albă. Dar cred că este șansa lui Mark acum. Vreau să spargă da, și mononchiul. Da, nu, nu asta, nu de aici arată lovitura. A lovit prea puternic. Da. Și a lovit prea în plin. Stuart Bingham nu are o lovitură evidentă de buzunar. Bila roșie din partea inferioară a mesei nu poate fi jucată de bila galbenă. Ar fi executat acolo o lovitură de siguranță. Dar ar fi bila roșie din partea stângă a bilei negre. A arătat mai devreme o lovitură asemănătoare. Noroc. Cât, cât de norocos să fii. Asta dacă vede. Întrebarea este dacă vede bila neagră. Dacă nu, ia să ne. La limită acolo. Dacă nu, va fi obligat să joace bila roz. E clar că bila neagră nu poate fi jucată. Se concentrează pe o lovitură la bila roz. A știut că a ratat. Îi lasă poziția de atac lui Mark Davis, buzunarul de mijloc din dreapta. Și din stânga. Și din stânga. Din stânga e mai ușoară lovitura. Cu bila neagră și bila albastră pe puncte ar putea să dezvolte un break câștigător. Nu are nevoie de bila roz. Poate chiar l-ar fi încurcat bila roz să fi fost plasată pe punctul ei. Nu dorește să execute o lovitură cu sprijinul la buzunarul drept. Dacă va juca bila roșie din partea stângă,
ar trebui din nou să găsească acel culoar printre bilele roșii. Acum apelează la sprijin. Ok. 23. Până aici foarte bine. Nu va avea nevoie de cele două bile roșii de pe mante laterale și nici de bila roșie din jumătatea inferioară, dacă va negocia bine aceste 5 bile roșii din apropierea punctului de repoziționare a bilei roz. Diferență de 41 și pe masă sunt destul de multe disponibile. Și 91. 37. Acum 83. A rulat prea mult bila albă. Nu, nu vrea carambolul, e bine așa. 42 43. Poziție perfectă. 48. Odată jucată această bilă roșie, va reuși să le deblocheze pe celelalte două. Are nevoie de un unghi bun la bila albastră, unghi pe care îl obține. ...59 cu 67, bila roșie ce urmează este bila de 4-2. Și uite că... Încet, încet? Da. 54. Să vedem acum pe Stewart Bingham, care va fi răspunsul acestuia, evident, în jocul următor. 62. Două jocuri câștigate la rând de Mark Davis și a revenit Davis. Să nu uităm că l-a eliminat în primul tur pe Ding Junhui, reul local. Și adar după 6 jocuri, Stuart Bingham, Mark Davis, 4-2. Nu mai luăm pauză, dragi prieteni, așteptăm în legătură directă refacerea mesei pentru începutul jocului, sau nu începutul, pentru jocul 7.
Revedem câteva lovituri. Cred că sunt chiar din jocul recent încheiat, cel câștigat de Mark Davis. Da, da. Stuart Bingham s-a dus până la cabine. Avea nevoie de o scurtă pauză, da, pentru a-și reveni. În ultimele două jocuri nu prea sta la masă. Și atunci când a stat, a ratat câteva lovituri la care, sincer, nu mă așteptam în jocul precedent, în special la zonarul superior stâng. Oricum, contează mai puțin, începe jocul 7. Mark Davis are lovitura de deschidere. Maxim 4 jocuri rămase de disputat. Bingham are nevoie de 2 pentru a câștiga și a se califica în finală. Mark Davis de toate 4. Bineînțeles, 4 în afara acestuia. Se gândește la o lovitură de buzunar, dar e prea drept pe bila roșie și s-ar putea să rateze. N-a atacat buzunarul, o lovitură defensivă. Aceeași bilă roșie ar putea fi jucată la buzunarul superior drept, cea mai apropiată de bilă albastră. Traiectoria este liberă. Și s-ar putea să existe o lovitură combinată în pachet. Nu-i ușoară lovitura la bila roșie din jumătatea mesei. E ușor trecut în partea superioară. Ce zgomot ciudat. Numai când execută Babken lovitura se mai aude așa. Păi da, celebrul ăla vechi de tac peste vioară. 100 de ani. Tac vioară. Da, e și vechi, e strâmb, crăpat. Dar s-a învățat cu el. Da, și așa că bine, uite că ratează. A început să rateze destul de mult Stuart Bingham. Îi lasă poziție pe buzunarul de mijloc mai degrabă lui Mark Davis decât buzunarul verde. Pare mai ușoară lovitura la buzunarul de mijloc, la bila roșie, din apropiere. One.
Aduc aminte, a ratat odată bila galbenă dintr-o poziție asemănătoare. Nu a mai fost cazul, dar nici nu are continuare. Oricum, ar fi bun un snooker. Snooker cu bila albă lipită de bila verde. Mac 9, bam. Și pune presiune pe Stuart Bingham. Poziție de siguranță ar fi la bila roșie cea mai apropiată de manta laterală din partea dreaptă. Găsește traseul. Cu trei mante. Pe lângă bila albastră. Foarte bine. Să ruleze foarte aproape bila albă. O situație extrem de dificilă. E ușor de atins o bilă roșie, greu de obținut poziția de siguranță. Pentru o lovitură cu trei mante, nu cred că ar putea să execute o astfel de lovitură de bila maro. E cam pe unghiul natural. Cu manta din stânga. Apropierea buzunarului, bila albă. Și cu două mante să atingă bila roșie de care vorbeam, cea mai apropiată de manta laterală din partea dreaptă. Celebrul Hidden Hope. E bine așa. Chiar ghinionist. Chiar ghinionist. Dacă ar fi executat puțin mai încet și rămânea în apropierea mantei superioare, era o foarte bună lovitură de siguranță. Nu e simplu de întors bila albă din mantă. Dacă va juca la buzunar de mijloc. Lovitura de buzunar este relativ ușoară, dar întoarcerea bilei albe e mai dificilă. Să vedem dacă a fost inspirată, a ales lovitura mai grea, Mark Davis. O reușește. Incredibil. Bun. E, și la 4-3. Și pe lângă bila neagră. N-ai. Bila neagră poate fi jucată numai în dreapta.
Acum va debloca și buzunarul superior drept. Buzunarul stâng. 16 17. Twenty-five. S-a îndepărtat cam mult de bila neagră. Dar nici unghiul nu a fost favorabil. Imediat s-a redresat Bart Davis. 33. E obligat să intre în grupul de 4 bile, să le mai răsfire. Ah. Atacă pe rând, da. Nu dorește să riște o pierdere de poziție, urmarea unui carambol nefericit. Știi ce nu prea am văzut la acest turneu? Kick-uri. 54. O fi prea umed. Dar ai văzut foarte mulți, da, foarte mulți au poartă mănușile acelea care ajută. Și Mark Selby l-am văzut și ieri. Și pe Mark Williams. Atât. Mark Williams. Și mai văzut pe cineva. Da? Da. Poate pe arbitru. Nu. Mănușile 55. Sunt fără degete tăiate. Arbitri. Da, parcă iniam să aveau mânușii, parcă era un ciorap de damă. Na, culoarea era asemănătoare. Rău ești. Probabil că se întreabă unde a greșit Stuart Bingham. A arătat odată Bila Roz, aduc aminte. Acum un joc. 63. Bila roșie a fost bilă de joc. 4-3. Da. Up there with 17.
S-a întors la masă pentru două snucăre, Stuart Bingham. Bam. Și nu e de partea care trebuie a bilei albastre. Are nevoie acum de 3 snucăre. 69, 59, da. Bila roșie de lângă bila roz. Probabil că va fi lăsată ultima pe masă 14. Pentru un snucăr în spatele bilei colorate. Nu-și dorea acest unghi. Neglijent Bingham. A încercat să rămână mai drept pe bila neagră, jucată bila neagră la buzunar și cu o poziție bună la ultima bilă roșie. Acum nu are posibilitatea de a lipi bila albă de bila, de bila roz. Sau, oricum e mai dificil. A, da, e bine până la urmă. Stobham 30. Greu snucărul. A atins? Da. Fin de da, tot, dar... Da, bravo lui, a fost o lovitură grea, un snucăr dificil. Bingham se aștepta să obțină cele 4 puncte, poate spera și la o poziție de free ball. Nou snooker, da. No. Cu efect de ocolire prin stânga bilei albastre, dar e greu, are nevoie de mult efect. Nu dau seama dacă are culoare printre albastră și nu roz. Cred. El zice că da. Așa zice. Ho, ho! Atât fără a văzut din bilă. Da, să o trimit în buzunar. Fără efect. Patru, trei. Da. Și semifinala se reechilibrează. Six. Hey. Eleven. Fifteen.
20. Trei jocuri consecutive câștigate de campionul mondial de 6 mile roșii. Mark Davis. Da, în variantă Ken Doherty, campion mondial. Pentru că și aici există o dispută, dar cu explicații revenind după pauză. 4-3. Am lăsat să vă delectați, dragi prieteni, cu câteva imagini, nu neapărat reluate cu încetinitorul din jocul precedent, dar pe muzică. Spuneam de campionatul mondial de 6 bile roșii, Mark Davis, campion mondial, sigur, acest titlu nu îl poate retrage nimeni, dar a fost în varianta pusă pe picioare, să spunem așa, de Ken Doherty, în colaborare cu postul nostru de televiziune. În lumea snucărului mondial profesionist face parte în acest moment și din calendarul competițional Sangsom Six Red World Championship. Urmează, începe peste două zile la Bangkok, în Thailanda. Jocul 8 al semifinalei, Stuart Bingham, Mark Davis, după ce a condus 4-0. Iată, Stuart se vede aproape egalat, este 4-3, tot în favoarea sa, dar Mark Davis, așa cum ați văzut, sau dacă n-ați văzut, a câștigat ultimele trei jocuri. Practic tot ce s-a jucat în această a doua repriză a fost adjudecat de Mark Davis. Spuneam de campionatul mondial de 6 bile roșii. Sangsom se află, cred că la a treia ediție, dacă nu mă înșel. Prima ediție câștigată, cu noroc ajunge bila roșie în buzunar. Nu! Incredibil! Ai văzut? Mark plecase spre partea superioară a mesei să execute lovitura la o bilă colorată. O, ce a început ușor. Direct sau cu manta înainte? Direct. Direct. Bun. Așadar, începe ediția 2012 a acelui campionat mondial peste doar două zile la Bangkok, în Thailanda. Avem mare parte din jucătorii profesioniști care vor participa. Nu se acordă puncte. Am văzut că sunt grupe. Sunt grupe, așa numitul round robin, faza grupelor, după care se intră pe tabloul de 32, adică 64 de jucători. Atenție, atenție. Ok. Doar 6 puncte reușite de Stuart Bingham. Nu participă chiar toți jucătorii cunoscuți, dar mare parte dintre ei, va fi și Jimmy White acolo, va fi și Steve Davis, Mark Selby, Stuart Bingham, Ken Doherty. Și asta pentru că și aici trebuie să punctăm felul în care a fost gândit calendarul competițional. Este unul ok, în sensul în care se debutează cu acest Wuxi Classic în China, apoi jucătorii se mută puțin mai la est, în Thailanda, și apoi coboară după încă o săptămână în Australia. Adică nu e chiar așa de greu de schimbat. Nu mai schimbi nu știu câte fuse orare, unu sau două, nu știu exact diferența dintre Thailanda și Australia, dar din China în Thailanda nu e o schimbare majoră cum este din Regatul Unit în China, unde sunt 7-8 ore.
Și odată ce sunt grupe, nu există riscul să pierzi primul meci și să da, pleci acasă. Da, da, știi, ai văzut cât ia câștigătorul, nu? Nu, asta nu am uitat. Vreo 8.000 de euro. Da? Da, nu, e să ne antrenăm. Să... Dar, sigur, sunt de urmărit, pentru că meciurile la, hai să-i spunem, această disciplină, 6 bile roșii, sunt mai scurte, mai dinamice, mai antrenante. Nu prea ai timp să execuți lovituri de siguranță. Că, sau ai ratat o lovitură de siguranță, ai plasat o bilă roșie pe un buzunar, s-a terminat. Mai sunt 5. Reușește adversarul să trimită în buzunar măcar 3-4. Da, știi ce am observat? În general, jocurile se decid în bilele colorate. Da. Spuneai că nu vor fi toți jucătorii prezenți, dar da, primii trei din clasament am văzut că vor fi prezenți. Imediat. Adică Mark Selby, Jad Trum și Mark Williams. Da, da. Nu vrea să deranjeze poziția bilei roșii de lângă bila neagră. Ar trebui să evite carambolul cu acea bilă. De aceea a ezitat puțin Mark Davis și să nu lase poziție la buzunarul galben. Nu a rulat suficient bila. Bila albă. Trebuia să se asigure că bila albă se va opri lângă mantă. Ia uite, jucători din circuitul mondial profesionist și o să-mi permit, pentru că jocul 8 e în faza tactică, să-i enumăr pe toți în grupa 1, repet, doar jucătorii profesioniști îi citesc. Mark Selby, Dominic Dale, Joe Perry și Dejavat Pomeyang. Grupa a doua, Jad Trum și Barry Hawkins. Grupa a treia, Mark Williams, Peter Ebden, Aditya Mektah, Ken Doherty. Grupa a patra, grupa D, Steven Maguire, Mark Davis și Rajapul Puorm, ok, tailandez, numărul 63 mondial. Grupa a cincea, Sean Murphy, Andrew Higginson, Steve Davis. Grupa a șasea, Stephen Lee, Stuart Bingham, Jimmy White și Pasacon Suvanavat. Grupa a șaptea, Matthew Stevens, Matthew? Da, interesant, poate, dacă... Ok. Poate și-a revenit. Poate și-a revenit. Matthew Stevens și Ricky Walden. Grupa a opta, Graham Dott, Martin Gould și Marco Fu. Pe tailandezul din grupa a patra, sper să-l comentezi tu. Tanavat era pe mai bun? Nu. Pe grupa a patra. Grupa a patra. Rajapol de... Pu Ob Orm. Da, pe ăsta să-l comentezi tu. Ok, o să urmărim meci și o să ți-l dau ție. Hai ce, îi spui Rajapol. Și nu-ți luxezi limba. Unde se duce bila roșie? În buzunar, lovitură norocoasă. Dar atât de bună a fost lovitura de siguranță cât numai... Va încerca un snooker. Va încerca un snooker. Nu știu dacă îl va reuși. Ok. A reușit. Și e foarte bun. În acest moment Mark Davis are probleme. Bila roșie de lângă bila neagră. Probabil. Dar contează foarte mult cum va fi lovită.
să nu fie lovită în plin sau să fie trimisă spre buzunar. Perfectă execuția. La grupul de 3 bile roșii, acolo ar putea fi o poziție de siguranță dacă va reuși să execute foarte încet lovitura și să lipească bila albă de bilele roșii. Are un mic spațiu între mantă și bila albă pentru lovitură cu retur. Va avea probleme cu întoarcerea bilei albe în spatele bilei negre. Mai lipită, mai apropiată de bila neagră. Sau de mantă. Sau de mantă. Stewart poate aduce înapoi bila albă, cam în aceeași poziție. Mult mai bună lovitura lui Stuart Bingham. Da. De ce? Direct în bila roșie din apropierea mantei din partea stângă. Direct. Să lase bila albă pe mantă și bila roșie să ajungă în jumătatea inferioară. Da. Ar fi o idee bună dacă lipește bila albă de mantă la târgă. Asta e, aici e dificultatea loviturii. Altfel nu văd ce ar... Să atace buzunarul verde pe bila roșie... Nu cred. Și să trimită în același timp bila albă spre buzunarul galben. Dacă comite fault, e terminat. Nici să imprime retur bile albe pentru a fi adusă lângă mantă nu are cum. Da, e destul distanța, de apropiată. Da, și distanța e prea mare până la bila roșie. De, sau a, la buzunarul de mijloc. Mijloc. Și se duce cu bila albă spre buzunarul galben. Ratează. Și? Las. N-a avea cum să nu lase. Dacă nu la buzunarul de mijloc, bila atacată, la același buzunar, la buzunarul verde. Păi și la buzunarul verde... E grea? Da, e grea. Da, tare mie că traiectoria spre bila roșie pentru buzunarul de mijloc este blocată traiectoria de bila albastră. Da, sigur, la mijloc nu poate juca. Se pare că îl tentează bila roșie din apropierea bilei galbene. Cu o tăietură foarte fină, nu e o lovitură imposibilă. Bine. Bun. De 3 jocuri nu a mai avut o astfel de ocazie. Fine. Stuart Bingham să aibă masa la dispoziție și cu multe posibilități. Bila roz, crezi că merge repoziționată? Dacă merge, blochează destul de multe bile roșii.
Cel puțin. Da, cred că are loc pe punctul ei. Ea se va și bloca. Poate că nu, să vedem. Nu, nu observ unde, unde este punctul. Trebuie să fie, se vede bila pe neagră se află pe punctul ei. Pe linie cu... Așa. Și a blocat 3 bile. Hai 2, nu 3. Da, cred da, că... cea mai apropiată de bila neagră ar putea fi atacată corect. Asta o deblochează și pe cealaltă. Și apoi și cea mai apropiată de bila roz. 27. Cred că poate fi atacată. La buzunarul drept, la buzunarul de mijloc. Cred că la asta se uită Stirbingham, din partea stângă. Spuneam puțin mai devreme că începuturile de sezon îi sunt favorabile și îi convin, îi plac lui Stirbingham. Să nu uităm că în sezonul precedent a câștigat Open-ul în Australia, primul său, primul și singurul de altfel turneu adjudecat de Stewart. Și acum etapa de Players Tour Championship. Da. Din Asia, dar victorie care îi asigură un loc direct în marea finală. Cu alte cuvinte, Stewart nu mai este obligat să participe la etapele din regat și din Europa pentru a fi prezent în marea finală. Sigur că este de preferat a participa la aceste etape pentru a obține puncte. Să nu uităm că numărul 1 mondial actualmente, Mark Selby, își datorează această poziție în proporție de cel puțin 50% punctelor obținute în etapele de PTC. Sigur, se mai adaugă și Masters-ul de la Shanghai, de la ediția precedentă, care l-a ajutat, foarte mult să ajungă pe prima poziție, dar fără punctele de Player Tour Championship, din etapele în care a participat, cred că la toate, în urmă cu două sezoane, n-ar fi fost numărul 1 mondial. Bine, aici e și marea dezbatere. Unii spun conflict, mă rog. Le place. Să vadă un conflict acolo unde de fapt nu există. Ar fi jucat el bila maro, dar îl incomodează bila albastră, da. La bila galbenă pare că este prea drept. Ieșirea nu, nu-l avantajează la o bila roșie. 50 de puncte diferență, dacă ar fi 75 maxim disponibile, da, dar atenție, maxim disponibile dacă joacă bila neagră cu fiecare din cele 6 bile roșii. Ceea ce e puțin mai greu, dacă nu chiar imposibil. Ok, și? Atât. Și atât, da. Și atât. Tactic, ar fi bine acum să aducă bila roșie din jumătatea superioară, tot în jumătatea inferioară. Da, și să nu dezvolte bila roșie lipită de bila verde. Spuneam că poziția
celor nemulțumiți, dar care au semnat contractul. Peroni nu-l aducem în discuție, el e singurul, care, singurul nu care nu a semnat. Din 99 de jucători, 98 au semnat. Al 90, de fapt, impropriu spus, din 99 de jucători, 97 au semnat, 91 nu a semnat și unul s-a retras, pentru că Stephen Hendry încă figurează în clasamente. Problema lor sună cam așa, sau nemulțumirile lor. Dacă nu particip la etapele de Player Tour Championship, 45 de puncte break-ul lui Stuart Bingham. Sincer, o să vreau să-mi explici după ce termin ideea de ce a dezvoltat bila roșie de lângă bila verde. De asta am spus și eu mai devreme, că nu ar trebui să o dezvolte. Da. Lovitura este bună, de siguranță. Da, iată, alba este lipită, bila albă este lipită de mantă. Să revin la nemulțumirile unora, mult mai puțin comparativ cu cei care au agreat noul contract. Atenție, care nou contract este făcut în mod special pentru ceea ce se va întâmpla în sezonul competițional următor. Vor fi 27 de turnee pe parcursul a 50 de săptămâni. Snucăr la greu. Da, bun. Ei spun așa, dacă nu particip la etapele de Player Tour Championship și din cele 10 actualmente mari turnee ei ratează două, în sensul în care nu trec mai departe de optimile de finală, au toate șansele să părăsească top 16, indiferent cine câștigă etapele de PTC, evident că tot jucătorii de top. Aici ținând cont și trebuie ținut cont de faptul că în etapele de Player Tour Championship se joacă la grămadă, nu există cap de serie. Da. Acestea sunt nemulțumirile. Ei ar dori mai multe turnee mari, nu 10, 16, 14 și mai puține PTC-uri. S-au gândit altfel PTC-ul. Știi cum e? Acum când au de toate și au și premii și așa, începem să cârcotim. Până acum nu era bine, că aveau doar 6 sau 7 turnee inclus în campionatul mondial. Mai vor să stea pe acasă. Mai aici, știi cum e? Ai stai și tu 5 zile în Austria, nu? Cum a fost pe sfârșit? Parcă nu mai aveai stare. Ia gândește-te, uite, mă uit acum la o postare a lui Stephen Lee pe... Tot cu drumul ăsta vreo săptămână. Da. Uite o postare a lui Stephen Lee recentă, în urmă cu 4 ore. Spunea, citez de pe Facebook, Dumnezeule, sunt plecat de 2 săptămâni mâine împlinite. Am zburat 18 ore cu avionul și am mers 8 ore cu mașina. Chiar îmi lipsește casa. Sunt departe de cele 4 fete ale mele, a căror zi de naștere este mâine. Una dintre ele împlinește 13 ani. Se pare că voi lipsi și de la ziua băieților, are gemeni, care vor face 9 pe 13 iulie. Este evident că pe 15 iulie începe... 13 iulie este în timpul Open-ului Australiei. Nu mi-a mai văzut copiii de 6 săptămâni. Este pentru ultima dată când fac o excursie atât de lungă. Dar a trebuit să fie făcut. 6 copiere. 4, că fete înțelegem și soția. Da? Da. Înțeles. 4. 2 gemeni și... Oricum, e bărăț la viața. Da, da. Nu, și tânăr, Stephen Lee. Deranjat de o insectă, Mark Davis. Ar șca la buzunar de mijloc, dar lovitura este grea. Până la urmă atacă buzunarul. Nu? Ai dat de siguranță. Da, i-a fost frică să nu rateze.
Trebuie să evite dublu carambol. Foarte bine jucat. Are jumătatea dreaptă a mesei blocată de bila roz par Davis. Ar putea atinge, să spunem, bila roșie din imediat apropierea bilei galbene și bila albă să fie plasată pe manta inferioară. E cam singura variantă. Trebuie să mai ruleze. Cred că merge la limită acolo. Nu merge. cred că a rulat suficient astfel încât să nu poată fi atacată la buzunar. Așa e. Dar trebuie să o atace Bingham. Sau bila roșie cea mai apropiată de bila verde, la buzunar de mijloc, de partea dreaptă. Hai, și dacă a ratat, la revedere, lasă poziție la bila roșie de pe margine. Corect. Da, nu, trebuie să joace spre ea, dar să vedem cum joacă. Da, în plin, cu noroc, la buzunarul de mijloc din partea opusă. Îi lasă poziția lui Mark Davis. Doar că Mark trebuie să muncească din greu. Sunt 6 bile roșii pe masă. Bila neagră este blocată în apropierea mantei. Cu bila albastră cât ar face? 6-6, 36 și cu 27, 60 ar fi suficiente. Ar că 3 bile roșii ca și blocate lângă manta laterală din partea dreaptă. Trebuie să se departeze de mantă. Nu e deloc bine. Nu. O ștergere fină a bilei roz la buzunarul stâng și apoi bila roșie cea mai apropiată de punctul bilei albastră la buzunarul de mijloc, dar eu zic că ar fi mai bine să dezvolte din mantă bila neagră și să aștepte o altă ocazie. Pentru că dacă ratează bila roz și lasă poziție la o bilă roșie, s-a terminat, da. Neglijent, trebuia să lase bila albă pe linia mediană, iar Bingham nu ar fi avut nicio variantă prin partea dreaptă a mesei. E ușor de jucat la siguranță. Traseul de întoarcere a bilei albe este sigur. Dacă va juca la buzunar bila roșie, cea mai apropiată de centrul mesei, ar risca să trimită în buzunar bila albă. Unghiul va fi diferit pe care va rula bila albă. Traiectoria diferită. Ce greșeală! Chiar nu l-am înțeles, de ce nu a jucat cealaltă bilă roșie? Cea mai apropiată acum de bila verde. E lovitura mai sigură aici la buzunarul de mijloc. One. Ok, bila albastră, pe bila roșie apropiată de bila maro și în momentul în care atacă acea bilă să obțină un unghi, să dezvolte... Da, așa cred. Uite, mă rog, verde sau albastru nu schimbă în mare unghiul planul. Unghiul e același pe exact care l-a obținut. Da, trebuie să profite acum. Să lovească puternic, împrăștie grupul de trei bile. Ba, există suficiente bile. Și multă șansă să obțină poziție la o bilă colorată. A, sunt multe, sunt patru bile colorate acolo. Da, nu știu unde se poate duce bila. Da, categoric. Ok, a blocat bila albastră, bila verde, bila maro, bila galbenă, nu, pentru că intră în carambol cu bila maro sau... Dar e lovitura mai sigură. A, întotdeauna. Acum trebuie să țină cont și de punctele de pe masă. Cea care îți oferă cea mai... sau bila care îți oferă cea mai sigură lovitură nu este și cea mai... Uite, mult efect de retur. Să evite carambolul cu bila maro. A încercat să dezvolte și acea bilă roșie.
Bine, acolo e jucător de mâna dreaptă, bila nu e depărtată prea mult de buzunar. Cu o poziție bună ar putea reuși lovitura. Cum să urce la bila neagră sau la bila roz? Și acum ai spus, trebuie să țină cont de puncte. Ei. 43 cu 43, dar va ataca bila neagră. Așa încât am văzut mai mulți jucători deranjați de insecte în sală. Bine. Bună lovitura de buzunar. Cred că unghiul nu este totuși cel mai bun. Iar el pentru ultima bilă roșie are nevoie de o distanță optimă între bila albă și bila roșie. Va evita marginea buzunarului de mijloc. Lovitură cu tacul sus, ieșire cu două, chiar trei mante. Ar fi o mare lovitură pentru Bingham să piardă și acest joc. Formidabilă ieșirea. Dar unghiul pe care îl are, îi aruncă bila albă spre mantă. Trebuie să depărteze cumva bila albă de mantă pentru următoarea lovitură. Ieșire poate cu două mante. Da, e prea apropiată bila albă de bila roșie pentru o lovitură cu efect de urmărire. Cu retură, va rămâne lângă mantă. Trebuie să execute puternic lovitura. Mai puternic, mai înțepat. 23. Nu s-a complicat, dar greu de spus dacă a procedat bine. Mai puternic ar fi, din mantă ar fi rulat și s-ar fi îndepărtat mai mult. Ok, și acum joacă bila galbenă la buzunarul de mijloc din stânga. E o poziție în unghi din care se ratează frecvent. Tocmai. Și atenție, bila albastră are de muncit mult. Bila albastră nu este pe punct, ieșirea de la albastru la roz. Traiectoria pare bună, e bine. Crezi că va risca să mai scoată puțin din mantă bila albastră acum? Nu cred. Uite, nu e chiar atât de rău plasată pe masă bila Bingham albastră. Știe că are șanse mici. A riscat. A riscat și... E bine. Nu a pierdut în totalitate bila albă. Riscul a fost mare, ar fi putut să rămână snooker la bila maro. Rulează prea mult. Unde să atace? La mijloc sau sus? Sus. Nu, la mijloc nu mai are cum. Sus. Ah, da, sus, că e aproape drept. Și sunt foarte apropiate bilele. Da, să nu comită fault. Op, op, op. Încă nu e încheiat încă. Nu, pentru că are nevoie de sprijin. Și recută o mantă pentru bila neagră. Bila maro a greșit. E nemulțumit. Bila maro a rămas mult prea aproape de bila albastră. Da, nu-i place. Cui ar plăcea? Ratează lovitura, îl duce pe Bingham la un joc distanță de calificare în final. Da. Aici e presiune.
Tensitate medie este în buzunar. Excelent. Superb. 47. Nu e ușoară nici lovitura la bila neagră. Distanța mare de la bila albă la bila neagră. Revenire spectaculoasă de la 0-4 la 4-4. Nu mă așteptam. Și Mark Davis devine, cel puțin din punctul meu de vedere, favoritul acestui meci. Luăm o pauză, dragi prieteni, și revenim cu jocul 9 dintr-un maxim foarte posibil de 11. Mondialul de Superbike. 25 de ani de dueluri împinse la extrem. 14 etape până la corona cu lauri. Om și flirtează cu limitele vitezei. Campionatul mondial de Superbike de pe Motorland Aragon. Mâine, în direct pe Eurosport 2. E drumul cel mai scurt către faima Formulei 1. Serie monomarie pentru... Seria mondială Renault de pe Nürburgring, astăzi, în direct pe Eurosport 2. Arena este goală în acest moment. Cei doi semifinaliști, englezii Stuart Bingham și Mark Davis, sunt la cabine. Acesta... este arbitrul la masă, Deng Yue Wang. Fost 4-0 în favoarea lui Stuart Bingham, iar Mark Davis la rândul a avut o repriză senzațională, restabilind egalitatea la 4. Un moment frumoasă într-o semifinală. Da, deși la eram 4-0, cam... Da, eram... blazați că meciul va fi unul scurt. Cei doi ne-au oferit un meci palpitant și foarte bun. Începe jocul nou dintr-un maxim de 11, maxim care e foarte posibil. Oricum, cel puțin două jocuri mai vedem. Multă acuratețe în lovitura de deschidere.